avem pentru toți cei prezenți în sală, avem aici candidatul la președinția Consiliului Județean. Este un lucru foarte serios și vă îndemn pe toți să facem un efort extraordinar pentru a obține rezultatul și targetul pentru care, pe care dânsul și l-a propus. Două treimi din voturi. Și eu, dacă doresc să mai fiu primar o candidatură, mi-aș dori să am un consiliu local cu două treimi, pentru că, așa cum spuneam, înainte de Rogoi este un oraș frumos, dar poate fi și mai frumos, iar următorii 4 ani pentru Dorohoi înseamnă o bătălie fantastică pe care trebuie să o pornim noi de aici. Pentru că, în primul și în primul rând, nu sunt locuri de muncă. Și aceasta va fi, poate, primul din punctele din agenda noastră electorală. Pentru că Dorohoi are nevoie de locuri de muncă, pentru că și întrebarea pe care a pus-o tânăra respectivă este extraordinar de binevenită și numai așa vom putea face. Deci suntem într-adevăr într-o zonă săracă a Uniunii Europene, poate cea mai săracă a Uniunii Europene, a României, dar este foarte frumoasă. De asemenea, vreau să mă refer acum la primarii care sunt în sală, colegii mei, candidații de primari care sunt în sală, să le doresc nu numai succesul, pentru că succes vom avea, dar așa cum spuneam, că împreună putem reuși, aș vrea ca fiecare dintre noi să facă ceva pentru primarii din localitățile învecinate. Exact ce spunea domnul președinte, fiecare să facă loc în localitatea lui pentru primarul din altă localitate. Este foarte important ca la Botoșani domnul Portariuc să câștige alegerile. Este foarte important ca la Lozna să câștige un primar de-al nostru. Fac referire din nou la acest lucru și un apel la dumneavoastră, pentru că începând din astăzi trebuie într-adevăr să fim cu pușa în poziție de tragere. Vă rog din suflet ca acest mesaj să-l multiplicați dumneavoastră, pentru că sunteți cei mai buni purtători de cuvânt și de mesaj. Închei, prin a mulțumi domnului senator și prietenul nostru, domnul Șova, așa cum Dorohoiu știe să-și primească oaspeții, sper că domnia s-a simțit bine în orașul Dorohoi. Îl vom primi de fiecare dată, pentru că avem încredere că acolo la București ne va ajuta în proiectele și pentru realizările noastre. Vă mulțumesc tare mult și înșoptește șeful meu că mai vrea o frază. Dragi Dorohoi, o simplă frază cu scuze de rigoare. Domnul primar Dorin Alexandrescu are tot sprijinul conducerii centrale de la București, respectiv domnul președinte Victor Ponta și Cristian Turescu, și dovada acestui sprijin constă în prezența colegului și prietenul nostru, domnul senator Dan Șova. Asta mi-a spus domnul senator Dan Șova, asta vreau să vă transmit, deci are sprijinul cel de tot președintele. Vă mulțumesc mult!